Dați-l pe chirică în forță cu iepurilă rilă. Aici de obicei se țin concursuri de off-road. Îl avem și pe Ovidiu. Da. Să aștepți aceea. Auzi, Ovidiu? Destul de nașpa. Nu am nevoie, dar sună frumos. Parcă și miroase un pic a popcorn, nu? După cocoașa aia nu știe el ce. A, acolo zicea el. Acolo unde e el, da, da, da. Vrea să te duci să vezi. Eu trebuie să pot altceva. Vreau să De ce nu i-ai dat? Dar e drept, adică dacă treci de cumva așa, aia e cam drept, nu e. Da, aia, pe n-ai de ce.
Dă, auzi, dă cârligul, așa, așa. Tot-l spot. Ce faci, mă, acolo? Ce faci, mă, marule? Mă, marule! Hai să scoatem și un 520. Că acum te dai cu craci în sus. Ține și mie pe Rox, pe ăsta, pe in, când ți-o zice eu. Dă-i. Bă, lasă-l, ce ai să încercăm pe acolo. Lasă-l, colom pe acolo. Pot-l, mă, ce? Noroile alea, vrei să trec eu? Hop! Bă, o luam roată pe acolo. Dacă de tine trece și pe aici. Bă, unde dracu vrei să sar acum acolo noroiul ăla? Alex, asta a fost pentru tine. Fii atent, te lasă
Te pomenești că coboară pe acolo. Nu, tot aici trebuie să coboare. Faceți cu mâna la cameră. Aia așa, să-i dau 4x4, că am mai făcut eu de-astea. A. Mai mai mult. Lei, îi dai din prima? Îi dai din prima? Dus bine de tot. Acolo e nașpa când cobori. Să dă într-o parte așa, știi? Vorbește cu ATV-ul el. Face popor. Ce că mă am. Traseul este aproape gata. A fost o zi frumoasă, ne-a prins un pic ploaia, dar nu a fost așa de rău. Am avut traseul de 70 de km. L-am îndeplinit. Am făcut câteva urcări, că n-am putut să mă abțin. Acum mai avem un pic și ajunge la mașini. Cred că este traseul pe care l-am terminat cel mai repede, chiar dacă au fost 70 de km, fiind în 3 ATV-uri, ne-am mișcat destul de bine.